Discutăm despre urmările Congresului Partidului Popularilor Europeni de la București cu Siegfried Mureșan, europarlamentar din partea Partidului Național Liberal. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru invitație. Și de asemenea, discuției ni se alătură și domnul Florian Bodog, senator PSD, fost ministru al Sănătății. Bună dimineața, vă mulțumesc pentru intervenție. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație și bună dimineața și telespectatorilor dumneavoastră și la mulți ani doamnelor care vă urmăresc și celor care lucrează în televiziune. Vă mulțumesc în numele colegilor mele. Încep cu noastră, domnule Siegfried Mureșan, pentru că reprezentați Partidul Național Liberal, organizatorul congresului de ieri, până la urmă de aici, din capitală. Haideți să vedem, să tragem câteva concluzii. Cu ce rămânem? Pentru că l-am văzut pe austriacul Karl Nehammer, cancelarul Austriei. A venit, a discutat cu premierul, a discutat cu președintele Klaus Iohannis, a ținut un discurs pe scena de acolo de la Romexpo, dar nimic despre România. Pare că ne refuză în continuare intrarea în Schengen. De fapt, a și spus-o răspicat. Așa că ce ne așteaptă în perioada următoare? De ce n-ați reușit să-l convingeți să ne primească totuși în Schengen? Cele trei mari decizii luate la Congresul Partidului Popular European de la București au fost 1. Susținerea Ursulei von der Leyen pentru un al doilea mandat ca președinte a Comisiei Europene, cred că este o decizie bună. Ea a ținut Europa unită în vremuri de criză în ultimii ani și a ajutat în fiecare situație de criză. La începutul pandemiei a lansat cel mai mare pachet de ajutor economic lansat vreodată la nivel european, din care România primește aproximativ 30 de miliarde de euro pentru PNRR. A ajutat Ucraina, a ajutat Republica Moldova, care este astăzi mai aproape de Uniunea Europeană de tot. Și celelalte două decizii, domnule Mureșan? Cel de-al doilea lucru, am adoptat programul electoral al Partidului Popular European pentru alegerile europarlamentare, care conține foarte multe lucruri bune pentru România și vă răspund acum în ceea ce privește Schengen. Și 3, am decis strategia de campanie și strategia electorală a Partidului Popular European este de a apăra o Europa puternică, unită și de a spune oamenilor foarte clar că extremiștii, populiștii și forțele anti-europene nu au soluții și sunt un pericol pentru integrarea europeană. Despre Schengen. Noi, Partidul Național Liberal, am spus foarte clar înainte de congres că obiectivul nostru este introducerea în programul electoral al Partidului Popular European a angajamentului ca Partidul Popular European să susțină aderarea României și Bulgariei pe deplin la spațiul Schengen cât mai curând posibil. Asta ne-am propus și am și spus de ce este important. Fiindcă de vreme ce este introdus acum în programul Partidului Popular European, va deveni literă de lege pentru viitoarea Comisiei Europeană, lucru care ne ajută în negocierile în desfășurare cu partea austriacă. Dar nu l-ați convins, domnule Siegfried Mureșan, nu l-ați convins pe cancelarul austriac? Nu ne-am propus. Noi ne-am propus să obținem sprijinul tuturor celorlalți, să avem această confirmare pentru a avea un argument în plus. Dar putea să-i cereți inclusiv Ursulei von der Leyen să discute cu cancelarul austriac și să avem cât mai rapid un vot în JAI, în Consiliul JAI pentru România, pentru intrare în Schengen, intrare totală, nu doar cu maritim și doar aerian. Prin eforturile făcute de președintele României, de guvernul României, de toate autoritățile din România, lucruri obținute în negocieri cu Comisia Europeană, de altfel, care a jucat un rol extrem de activ cu Bulgaria și Austria, la 31 martie, România aderă la spațiul Schengen cu frontiera aeriană. Anul trecut, peste 12 milioane de oameni au zburat din aeroporturile României spre spațiul Schengen sau au venit din spațiul Schengen spre România. 12 milioane de oameni care, începând cu 31 martie, nu vor mai trebui să arate pașaportul la frontiera externă a României când zboară oriunde în spațiul Schengen. Nu este puțin lucru. Prin negociere am obținut prima etapă, tot prin negociere vom obține cea de-a doua etapă. Exact așa cum am fructificat în decembrie anul trecut, fereastra de oportunitate și am reușit să obținem acest prim succes, exact așa de îndată ce există posibilitatea, vom fructifica și vom avea și cea de-a doua etapă și aderarea pe deplin, inclusiv cu frontiera terestră. Să-l ascultăm și pe domnul Bodog. De la dumneavoastră, domnule Bodog, mă aștept să-mi spuneți în primul rând cine va fi această femeie care va deschide lista la europarlamentare. Vedem, liberalii deja pare că și-au conturat, spunea domnul Siegfried Mureșan, că s-a conturat acea strategie de campanie la nivel european în PPE. Prin urmare, cumva s-a decis aproape și lista pentru europarlamentare la PNL. La dumneavoastră, la PSD, în ce stadiu sunteți și cine va deschide această listă, acea femeie independentă? Încă nu, adică nu am această informație. Lista oricum se stabilește în coaliție, deci nu fiecare partid separat.
Lista se stabilește în coaliție pentru că va fi o listă pe care cele două formațiuni politice o vor susține. Este lista cu care vom veni în fața alegătorilor. Însă, eu nu aș trece, aș dori să spun și eu câteva cuvinte legate de aderarea României la Schengen. Nu știu care este motivul pentru care popularii europeni nu au reușit să se înțeleagă și să-l convingă și pe cancelarul Austriei de nedreptatea mare care se face României și eu cred că și Bulgariei cu privire la neaderarea la spațiul Schengen cu toate căile de comunicație. Și eu cred că ar trebui să ia exemplu social-democraților și nu să arate cu degetul spre social-democrații din Austria, care oricum nu au putere, care au dat numai puțin de 4 rezoluții cu privire la susținerea României pentru a intra în Schengen. Și eu sunt dezamăgit de atitudinea cancelarului austriac. Din câte am înțeles, domnul Ciolacu domnul prim-ministru a avut o discuție îndelungată cu cancelarul austriac și eu sper că în perioada imediat următoare să vedem rezultate. Cred că românii își doresc asta, cred că nu numai românii, cred că mediul de afaceri, transportatorii și nu numai transportatorii. Știm pierderile, domnule Bodog, știm cât de multe milioane de euro se pierd zilnic pentru faptul că nu suntem în Schengen, în special firmele din domeniul transporturilor, care devin necompetitive cu alte firme de pe piață pentru că stau în cozi la granițe. Haideți să vedem, pentru că astăzi este anunțată și o posibilă ședință de guvern pentru a adopta proiectul de ordonanță privind comasarea alegerilor. Ce știți despre acest proiect? De ce n-a fost adoptat ieri? Pentru că ieri ar fi trebuit să fie adoptat. Potrivit unor surse, nu a venit avizul de la Ministerul Justiției, condus de doamna Alina Gorghiu, care avea nenumărate referiri în acest aviz despre o neconstituționalitate a unui astfel proiect de ordonanță de urgență, domnule Bodog. Acum, ordonanțele, ca și mecanism, ordonanțele de urgență, în momentul în care intră în guvern, trebuie să aibă avizele și avizul Ministerului Justiției este un aviz foarte important. Nu am informații dacă există sau nu există un astfel de aviz, dar eu cred că orice trecere suplimentară peste actul normativ, orice verificare suplimentară, orice noapte de gândire, cred că e pozitivă pentru un astfel de act normativ, care cu siguranță va fi atacat de partidele din opoziție. Deci cred că e important ca acest act să fie perfect și să nu poată fi atacabil. Domnule Mureșan, l-ați ascultat pe domnul Bodog. O noapte de gândire i-a trebuit premierului Marcel Ciolacu și întregului guvern ca să se dea acest aviz. Ce face doamna Gorghiu? De ce nu dă acest aviz? Nu știu să vă răspund la această întrebare, întrebați-o pe dumnea ei, însă mereu când e vorba de legi, de ordonanțe, de urgențe, de hotărâri de guvern, evident că trebuie să te asiguri că toate condițiile sunt îndeplinite, că totul este în deplină legalitate. Eu cred că noi adesea facem lucrurile un pic nepregătit, intempestiv, ca atare cred că e foarte bine că acum le facem pregătit, ne gândim și ne asigurăm că odată pornit demersul legislativ, e o chestiune importantă, milioane de oameni vor veni la vot, ne asigurăm că totul este în regulă. Da, vă mai întreb și despre candidatul la capitală, foarte pe scurt. Cine ar putea fi candidatul PNL pentru primăria capitalei? Știu că se testează 3 nume, domnule Siegfried Mureșan. Se testează câteva nume, de îndată ce vom avea o propunere, președintele Partidului Național Liberal va anunța acea propunere. Domnule Bodog? Același. Bun, dacă e același răspuns, domnule Bodog, ultima întrebare pentru dumneavoastră, foarte scurtă. Dacă ar trebui să plece Victor Ponta din guvern, este o declarație făcută aseară de Mihai Tudose, lider PSD, spunea că ar trebui să plece din guvern, știind că e consilier onorific, după ce Pro-România a început negocierile cu AUR. Ar trebui sau nu să plece din guvern? Decizia este a opinia dumneavoastră, domnule Bodog. Nu face parte din guvern. Opinia mea personală este că o persoană care negociază cu AURU nu are ce căuta guvernul României. Mulțumesc tare mult, domnilor, Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL, și Florian Bodog, senator al Partidului Social Democrat.